Ideea acestei expoziții în sediul partidului, dincolo de orice conotație politică, a venit din dorința de a fi alături de Grigore Vieru în ziua de naștere a maestrului. O zi însemnată pentru tot neamul românesc, a spus la deschiderea expoziției vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Mihai Godea. Ne-am gândit să aducem un omagiu maestrului Vieru, marelui dispărut Grigore Vieru, și am decis că lucrările care au fost expuse la concursul pentru busul de piele plasticilor merită să fie văzute de mai multă lume. Am discutat cu artiștii plastici, am găsit înțelegere și iată evenimentul realizat. La eveniment au participat rudele poetului, deputații, oameni de cultură care au evocat măreția lui Vieru. Atunci când ne-a fost interzis accesul la biserică, ne-a înlocuit biserica. A fost altarul sufletului nostru și este și va fi. Statuile care sunt, au fost expuse, ele au o șansă bună de a fi instalate și în alte locuri. Bunăvară în satul lui de Baștină, pe Rerita, pe bulevardul care va purta numele. Expoziția va fi deschisă timp de o săptămână până pe 21 februarie, iar intrarea este liberă. Oricine dorește să vadă aceste sculpturi poate merge la sediul PLDM. Elena Racu, Boris Balan, Mesager.